Bună ziua! Doresc să aduc lămuriri cu privire la spațiul de izolare de la Spitalul Municipal de Urgență Roman. După cum știm, ca și în alte spitale din întreaga țară, s-au luat măsuri de prevenire și combatere a infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, la sfârșitul lunii februarie a anului 2020, am avut întâlniri multe cu DSP-ul și mi s-a comunicat că trebuie să avem pe fiecare secție câte un spațiu preferabil cu toaletă pentru a izola pacienții COVID-pozitiv. Fiecare secție a identificat astfel de spațiu, spațiu care era de fapt o rezervă, care avea și toaletă, pentru a izola acești pacienți. Dar, întrucât internările pe anumite secții, care știm, secții mari, nu aveam doar o singură internare și nu puteau fi izolați doar într-o singură rezervă, la nivel de spital, de Consiliu Medical, ne-am întrunit și am hotărât că cel mai corect este să avem un spațiu numit izolator, unde să putem interna pacienții până când sosește rezultatul la testul PCR. Pentru început, metodologia spunea că trebuie să testați doar pacienții cu simptomatologie și cei veniți din zona roșie. Ulterior, s-a constatat că, de fapt, sunt mult mai mulți pacienți care sunt COVID-pozitiv fără a avea o simptomatologie de COVID. Și astfel a trebuit să mărim acest spațiu de izolare, întrucât pacienții care se prezentau la Spitalul Roman, fiind în număr mare, nu aveam cum să izolăm câte unul pe secție, cum am mai spus. Între timp, știm cu toții că Spitalul Roman a fost numit spital non-COVID, tocmai prin măsurile care au fost luate. Asta și datorită faptului că nu am avut la acel moment, fiind vorba de luna aprilie, niciun caz de COVID pozitiv, nici ca pacienți, nici ca personal medical. Și fiind spital non-COVID, trebuia să primim toate urgențele din județ. Astfel, spațiul de izolare l-am gândit să fie la parterul spitalului și etajul 1. În acea perioadă am încercat să organizăm camerele respective, saloanele respective, să avem sursă de oxigen, câte un pat, toalete. Nu aveam cum să organizăm și să facem într-un timp scurt toalete în fiecare salon, mai ales la parter, erau cabinete de ambulatoriu. Sunt, într-adevăr, cabinete care aveau toaletă și beneficiază pacienții de acele toalete. La etajul 1, compartimentul de pneumologie, la fel l-am închis plus jumătate, aproape jumătate din secția de medicină internă ca să mărim izolatorul, plus pe partea din spate, tot la etajul 1, tot ce a însemnat holul în care, nu holul, spațiu, saloanele și cabinetele în care erau își desfășura activitatea compartimentele de chirurgie infantilă, ORL, oftalmologie, au fost mutate și spațiile respective aranjate pentru izolator. Tot acolo am organizat izolatorul pentru pacienții suspecți de ATI, pentru că, după cum știm, cazurile grave care ajung în ATI necesită o supraveghere mult mai bună și plus o dotare specială. Astfel, am dotat spațiile respective la ATI cu paturi de ATI, stație cu monitoare, funcții vitale sau videolaringoscoape, ventilatoare, toate astea și cu ajutorul oamenilor de afaceri din Roman, cărora vreau să le mulțumesc, cu ajutorul PCR-ului, care la fel l-am primit, am reușit să obținem testele mai repede și astfel pacienții să nu aștepte foarte mult în izolator,
dacă la început, până am dat drumul, până când au fost cursate doamnele doctor și am dat drumul la PCR, asta undeva la începutul lunii mai, anul trecut, testele erau lucrate la Iași și atunci dura undeva câteodată și câte două zile ca pacientul să stea în izolator. Toate aceste măsuri de izolare a pacientului au fost luate tocmai pentru a încerca să limităm cât mai mult infecția cu virusul SARS-CoV-2 în rândul altor pacienți din spital, cât și în rândul personalului. Astfel, pacientul care ajungea la CPU și avea recomandare de internare și simptomatologie specifică pentru COVID, ulterior, fiind cu transmitere comunitară, nu mai puteai ține cont de faptul că are simptomatologie sau nu, pentru că am observat foarte mulți pacienți care nu relata nicio simptomatologie la testare, ieșeau pozitiv. Am hotărât ca toți pacienții care se internează să fie întâi testați și izolați. Aveam la un moment dat undeva în jur de 35 de saloane cu paturi pentru izolare. Nu spun că internările erau mult mai mult de 35 și atunci acolo unde pacientul avea o stare mai gravă era izolat pe secție. Gen cardiologie, unde trebuia o monitorizare mai specială, neurologie, dar indiferent că a fost în izolator pacientul sau pe secție, se mențineau măsurile de prevenire și combatere a infecției cu virusul SARS-CoV-2. În izolator, pacientul când ajungea, îi se explica de la început și atunci și acum se explică că trebuie să stea izolat într-un salon, singur, până când sosește rezultatul la PCR. Avem testul. Dacă e negativ, ajunge pe secție, unde va beneficia în continuare de tratament, intervenție chirurgicală, în funcție de ce specialitate era, sau, dacă este pozitiv, după cum știți, la Spitalul Județean Piatra Neamț. În izolator, pacientul, după cum am spus, este informat. Condițiile în izolator, că tot s-a discutat despre acei saci, că își fac nevoile în saci. Nu, nevoile nu se fac în saci. Nevoile se fac într-un bazinet de unică folosință, bazinet care, după ce îl folosești, îl pui într-un sac și sacul respectiv este luat de infirmieră și pus în sac galben, sac pentru deșeuri periculoase, pentru că neștiind care pacient este pozitiv sau negativ, tot ce eliminam de la pacient, atât sacii cu bazinetele, cât și lenjeria de unică folosință, erau aruncate, duse și depozitate pentru deșeuri periculoase. Pacienții care sunt imobilizați la pat, bătrânii, beneficiază de Pampers. Ca atare, Pampersul la fel, este schimbat de infirmier, nu se punea în discuție de niciun sac galben. Luat Pampersul de la pacient și dus tot în sacul galben pentru deșeuri periculoase. Pacienții beneficiază de tratament. Fiind pacienți cu foaie de internare pe secție, medicația se scrie pe secție, este coborâtă medicația de către asistent în izolator, predat asistentului din izolator, conform recomandărilor medicului. Medicul tot timpul face vizita și se interesează de pacient, deci nu rămân pacienții ai nimănui în izolator. După ce avem rezultatul, cum am spus, ajung pe secție. Referitor tot la acei saci negri miraculoși de care toată lumea vorbește. S-a pus în discuție că trebuia să avem WC-uri sau scaune mobile tip WC. Ideea este următoarea. La 35 de saloane,
În momentul în care sosesc rezultatele la PCR, începe procedura de a trimite pacientul pe secție sau la Piatra Neamț, după care spațiile respective trebuie nebulizate, curățate, dezinfectate. Pe un scaun din ăsta, vă dați seama, ar trebui o procedură mult mai insistentă de nebulizare și dezinfecție, tocmai pentru că ne așezăm pe acel scaun, nu? Și atunci ar trebui să fie steril, nu? Că așa ne dorim cu toții. Greu de realizat, întrucât o procedură de nebulizare, curățare și toate durează undeva un 3-4 ore. 3-4 ore în care alți pacienți așteaptă. Așteaptă în CPU să se elibereze acest izolator și să poată să stea acolo până la sosirea rezultatului PCR. Încă de anul trecut ne-am gândit la o modalitate de a renunța la aceste bazinete de unică folosință și am reușit să achiziționăm mașini de spălat ploști. Adică nu vom mai folosi bazinete de unică folosință, ci bazinetele normale, bazinete care s-au folosit și se folosesc din totdeauna în toate spitalele. Deci noțiunea de a ne face nevoile la bazinet este din totdeauna. Că e de unică folosință, că e bazinet cu mai multe utilizări, dar spălat, dezinfectat, curățat, sterilizat, s-a folosit și încă se folosește. Astfel, vom folosi aceste mașini. Am montat mașină chiar și în izolator la parter, cu toate că parterul, știm, după ce se va termina toată nebunia asta cu COVID-ul, vom reveni la normal și va fi ambulatoriu. Am montat și în toaletă această mașină de spălat ploști și în toate secțiile, nu numai în izolator. Vom folosi de săptămâna viitoare, chiar astăzi se termină montarea, instalarea acestor mașini, și de săptămâna viitoare vom folosi mașinile. Astfel, într-o mașină se poate spăla într-un ciclu de 8 minute, doar un singur bazinet, bizar, dar asta este realitatea, un singur bazinet sau două pișoare. Dar ținând cont că ciclul este de 8 minute, nu toți își fac nevoile odată. Rând pe rând se spală bazinetele, se folosește un detergent dezinfectant, ca atare bazinetele spălate, dezinfectate, sunt curate, sterile, sunt puse tot în saci negri, deci o să rămână saci negri, pentru că sacii care se folosesc în spital, atât la Roman cât și în toate spitalele din țară, conform legislației în vigoare, sunt de două tipuri, negri și galbeni. Negri pentru deșeuri menajere, galbeni pentru deșeuri periculoase. Ca atare, în cazul de față, n-am de ce să folosesc un sac galben, pentru că acel bazinet este curat, steril și poate fi folosit. După ce se duce bazinetul la pacient și este folosit, infirmiera este anunțată de către pacient, duce bazinetul la toaletă, îl golește și îl introduce în mașina de spălat ploști. Cam despre asta este vorba cu izolatorul și cu sacii negri. Mulțumim, doamna manager. Acum, dacă dumneavoastră aveți o întrebare pentru mine, o întrebare pentru doamna manager, ca să putem să răspundem. Vă rog. Domnul primar, da? Ce mai știți statuia în sensul generatorului de la Dedeman? Că a fost întreaga epopee, se aprobă, nu se aprobă, după care și lor nu s-a mai făcut. Știți ceva? Am să verific exact. Știu că acolo s-a finalizat demersul la Ministerul Dezvoltării, au fost trimise chiar sfârșitul anului trecut procesul verbal de recepție finală către Ministerul Dezvoltării. Dar o să verificăm. Da? Atunci am să verific exact. Că... O altă întrebare remarcată, de ce oameni nu merg semafoarele din Roma? Sunt probleme sau
intenționat? Nu, au fost niște, sunt niște defecțiuni tehnice. În momentul de față sunt retrase cartelele care gestionează sistematizarea sistemului de trafic, sunt transmise operatorului. Sperăm în cursul zilei de astăzi să le reprimim, pentru că au existat niște suprapuneri, niște interconexiuni între sistemul de semaforizare și cel sonor care avertiza trecerile pietoni pentru persoanele cu dizabilități. Ați spus de amenajarea falezei cumva digului, da. Da, se va îndeplini o dorință mai veche. Știți cu aici și cu cea? Nu. În zona punții va fi o zonă de acces pietonal, va fi și în zona punții dinspre oraș. În momentul de față sunt gândite trei zone de acces. Una care va veni din zona parcării de lângă stadionul Moldova, din Parcul de Agrement Moldova, unde se permite acest lucru. Va fi un acces spre această zonă de promenadă, o zonă de acces va fi în zona punții și o zonă de acces va fi în zona Parcului Zăvoi. Sunt discutate trei zone. Totodată sunt gândite alte două zone de relaxare în care se poate dezvolta acest aspect și este în zona ANL-ului, tot în zona punții, și una aproape de stadion. Iar puntea este un obiectiv separat care necesită o actualizare, expertizării acestei punți pentru a se putea face intervenții. Este obligat. S-au reluat discuții cu expertul care a făcut această evaluare și trebuie actualizată, pentru că a trecut o perioadă mai lungă de timp și sunt anumite lucruri care trebuie revizuite în această expertiză. Ați spus că maximum aveți voie să nu e voie la Roma să se vaccineze 120 de persoane pe zi. Asta înseamnă că în ritmul ăsta o să dureze vreo 500 de zile. În etapa asta, cred că am greșit, v-am zis o cifră, într-o săptămână, săptămâna trecută au fost 838 de vaccinări. Toată săptămâna, că se vaccinează luni, vineri, 500 și ceva, era de luni până astăzi inclusiv. Deci 838. Problema este în felul următor, că nu depinde de noi. Aceasta este programarea care s-a făcut la nivel național și după aia județean. Noi avem acest punct deschis cu două linii de vaccinare. Pe o linie de vaccinare, în interval de 10 ore, sunt acceptați doar 60 de pacienți, sunt acceptate 60 de persoane. Deci sistemul informatic nu permite programarea a mai mult de 120 de persoane. Este ceea ce avem în momentul de față. Ulterior, când atât numărul de vaccine alocat, cât și avizul pentru redeschiderea unor noi centre, atunci sigur va crește acest... Un orizont de timp avem... Eu nu pot să vă dau în momentul de față. Care ați avut cu... Deocamdată nu se știe. Vedeți că la nivel european e o problemă cu livrarea loturilor și noi așteptăm să fim informați de acest lucru. Pentru doamna doctor, am câteva întrebări. Cât la sută din personalul spitalului se vaccină? Din 900 de salariați, în jur de 225. Doar 225 din 900? Da. Restul nu s-au vaccinat, din ce motiv? Restul, o parte nu s-a vaccinat din motiv că au făcut boala și că au anticorpi. Și-au dozat anticorpii și văzând că încă au anticorpi, au hotărât să se vaccineze ulterior. Au fost persoane și care au refuzat să se vaccineze din... Da. Nu că restul nu s-au vaccinat, că toți au fost COVID. Nu. Fiecare cu opțiunea dumnealui. Da. Cam cât la sută din personal a avut deja boala? Dacă puteți aprecia. Undeva în jur de 20%, 25%. În momentul acesta, personalul are tot ce trebuie pentru a se proteja de virus? Adică sunt mulți dezinfectanți Da. Și sunt îndeajuns și pentru pacienți? Au fost discuții în mediul online? Au fost. Stau cu măștile pacienții mai mult de 3-4 ore.
Nu, nu, nu. Deci și pacienții și personalul au măști de unică folosire, chirurgicale. Mai sunt cazuri în care pacienții trebuie să procure singuri medicamente? Da, este o discuție. Deci noi, ca și spital, avem un contract cu casa și la contractare avem o listă de medicamente care suntem obligați să avem acele medicamente. Sunt și medicamente peste lista aprobată în care medicii recomandă. Acele medicamente, noi, spital, nu suntem obligați să le avem. Dar dacă fac bine pacientului și pacientul dorește să și le achiziționeze, sunt liber să și ia medicamentele respective. Într-adevăr, sunt dăți când sunt probleme și cu aprovizionarea, dar nu aprovizionarea musai din vina noastră, cât, după cum știți, anul trecut au fost modificări atât a prețului la medicamente, cât și noi avem acorduri cadru făcute pe 2 ani. În momentul în care firma de medicamente cu care avem contract subsecvent nu ne livrează comanda, putem primi foarte bine că, de fapt, nu există, nu mai au în stoc acel medicament sau că în depozit sunt probleme, este sosit medicamentul, dar se află în carantină pentru că nu a primit încă avizele de la minister. Sunt și probleme din astea și atunci degeaba ne dorim noi să avem acel medicament dacă nu are cine să ne livreze. Într-adevăr, având acord cadru cu două firme, să spun, imediat după ce prima ne dă negație, trecem la solicitarea comenzii la cea de a doua firmă, care dacă și ea dă negație, încercăm să facem o achiziție directă. Dar cum a fost, spre exemplu, că acum îmi vine în cap vancomicina. Vancomicina a fost o perioadă de timp în care nu s-a mai fabricat. Și atunci de unde să luăm medicamentul? Plus alte medicamente. Periodic primim liste cu adrese, de fapt, cu medicamente care nu sunt. Tocmai pentru că au fost discuții și în mediul online, aceste adrese pe care le primim, tot timpul le dau și către secții, tocmai pentru a vedea medicii că, de fapt, nu e vorba doar de o problemă de aprovizionare a noastră, că, de fapt, este o problemă de la alt nivel. O altă discuție a fost legată de CPU. Dincolo de timpul de așteptare pe care, na, unii oameni sunt nerăbdători când te apune situația aia, nu... Da. Dar se pune problema celor care vor să mănânce și să bea ceva. Da. Acești, deci dacă le este foame sau dacă le este sete, pot primi de la spital, de exemplu, nu știu, la prânz, cei care stau de mai bine, de mai multe ori, pot primi o masă sau nu e posibil, nu știu, Ideea este următoarea. Noi avem, CPU este bugetat de Ministerul Sănătății prin DSP. Este buget separat, nu cu buget de la casă. Bugetul de la DSP este pe cheltuielile cu salariile și bunuri și servicii. Noi, anul trecut, nimeni nu a previzionat la început de an că o să fie pandemia și că o să avem un consum de tot ce înseamnă medicamente, materiale sanitare și dezinfectant și altele, foarte crescut. Ca atare, bugetul care a fost alocat CPU-ului Spitalului Roman s-a terminat undeva în luna iunie.